dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Măi, v-ați fost cu minți? Da! Dar de ce e câte un bețișor pe masă? Pentru că reprezintă mici în colaie. Da? Ia să vedem. Tu ce ai primit? Ce ai acolo? Am primit și șosete, bobăr, ceva dulciuri și un băț. Da? Și tu? Ce ai primit? Ceva dulciuri și niște șosete. Șosetuțe? Da. Mai, 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 mai. Tu ce ai primit acolo? Da? De ce ai primit destul de multe? Și tu, măi, voi, Nicole, ce ai primit acolo? Dar mai tare, că nu te auzi. Ciocănuță. Mai, și tu? Și tu, ce ai primit? Eu am primit niște șosete și niște dulciuri. Și ai fost cu minte? Da. Dar de ce aveți bețe, tot nu înțeleg. Da, nu ați fost, deci... Și voi? Numai veți ați primit? Nu. Ia să văd, ce veți aveți? Să fiți sănătoși, la mulți ani! Să le văd, cum îți? O să mai vină și Moș Crăciun? Da! Cum văd bucurie, bețișoare, cănuțe! În această dimineață... Numai liniște un pic! În această dimineață, elevii clasei a treia de la școala Șaptereșița au avut o surpriză deosebită, o surpriză plăcută. Moș Nicolae, după ce a colindat, el în lung și înalt a ajuns și la școala noastră. Nu știm cum a fi intrat azi noapte în școală, în clasă. În orice caz a lăsat copiilor cadouri, dulciuri, simboluri de sărbători. În acest moment putem spune că dăm startul la sărbători. Sărbători fericite, copii! S-o crezi! Ai fost cu minte? E, tare, dar cismele degeaba pline n-au fost curățate. Cu nămol? Cu nămol. Vărguțe, bețe, altceva nu. Doamna, ce bine ați venit! Uite și eu am primit! Da. Mie nu mi-a lăsat, ai văzut că mie nu mi-a lăsat bețișori? A fost cu minte, doamna! Cu minte, tare cu minte, doamna, nu i-a lăsat. Ce bețișor să-i lase mai? Nici mie nu m-a lăsat, nici măcar bețișor. Ai fost mai rău decât de mine. Nu, ne-a lăsat bără. Și mai rău. Mi-a spus, ei, lasă că-l dai ție. Îți iau bețișorul. Dă-mi ce mie să am și eu, mi-e dai? Bă, mi-e dai? Zice, bă, că ți-e bună cu altul. Ce o bă, din ăla. O găsesc eu pe undeva. Mi-e dai? Da. E, ăsta da. Seamănă cu bunică. Doamne. Tu ce tot faci acela? Sărbători fericite, copii! Uite-te, am venit să vedem că a fost moșul. A venit moșul la copii. A venit moșul? Da, a venit moșul. Păi uite moșul ce are aici, moșul. Uite moșul ce are aici. Doamna, vă prezint pe moșul. Uite moșul aici. Ăsta da moșul, uite. Bună dimineața! Ăsta e moșul. La voi a fost? A fost da, moșul la voi? Uite ce au, uite ce au aici. Sunteți fericiți? Da! Uite moșnică! Tu, Aian, l-ai văzut? Da! Unde l-ai văzut? Unde, unde l-ai moșul? Văzut, dragule? Lasă-mă mine, că mi-a dus cadourile. Te-a dus cadourile? Și vorbești frumos. Cine l-a mai văzut? Cine l-a mai zărit? Eu puteam, dar... Gafină la ușă, dar nu am fost pe fază. N-ai fost pe pază și n-ai știut să răspunzi? Nu, numai că eu n-aveam voie să răspund la ușă. Ah, copiii n-au voie să răspundă? Și ai vrut să-l vezi de adevărat, nu? Da. Da? L-ai auzit sau l-ai văzut? Am auzit. Nu mă l-ai auzit. Măi, moșul ăsta face ce face și nu-l vede nimeni niciodată. Stai la etajul 4? Da. Am o scară care cu coala e, dar nu mai pe ușă, că eu nu știu. Vai, 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 vai.
A fost moșul, doamnă? A fost. Dar cum a intrat? De nu a da, văzut nimeni iară. Da. Ei sunt fericiți. Aici e clasa copiilor fericiți. Nicolae m-a făcut cea mai fericit copil din lume. Da? Și pe tine? M-a făcut știi de ce Melisa e... A primit chiar și zubi și... Bebeluș. Da? Tu l-ai văzut pe moșu? O bătut la ușă, da. Când a spus prietenului tata să ne ducem la ușă, tot acolo, spațiul de la ușă era plin. Nimeni nu mai putea să intre. Mamă, așa darnic a fost. Da. Ai primit dărut? Da. Dulciu, foarte dulciu. Foarte multe. Erau peste 20 de dulciu.